Zeci de protestatari de origine congoleză au vandalizat aseară mai multe magazine și mașini din centrul Bruselului. Manifestanții au vrut să-și arate astfel nemulțumirea față de realegerea lui Joseph Kabila în funcția de președinte al Republicii Democrate Congo. Țara africană fierbe după ce rivalul lui Kabila s-a autoproclamat președinte, exprimându-și astfel disprețul față de rezultatele oficiale ale scrutinului.